anul acesta, în vară, știți foarte bine că au fost lungile discuții pentru că constructorul nu era deloc mobilizat, era o mobilizare foarte slabă. Nimeni nu a mai crezut că acest sector va ajunge vreodată cum este astăzi, unde stratul de asfalt este nou în proporție de 100%. Vorbim de sectorul de maxim interes Râșnov-Bran, sector care este foarte tranzitat de toți cei care vor să ajungă la Bran, în zona Bran-Moeciu. Constructorul s-a mobilizat foarte bine. Pe acest sector, până în acest moment, au făcut aproximativ 11,5 km. Aici mă refer la drum nou de la zero, excavație, refacerea structurii rutiere și primul strat de asfalt, urmând ca anul viitor să mai pună și celelalte două straturi de asfalt, mă refer la strat de legătură și uzură. Pe lângă acestea s-a finalizat un pod nou, construit de la zero, s-au reabilitat încă 3 poduri, 10 podețe, 3 sensuri giratorii. Acest sens giratoriu unde ne aflăm astăzi aici este intersecție DN73A Pârâu Rece Predeal Râșnov și DN73A, care este construit în proporție de 80%, este funcțional, se circulă foarte bine, este un nod important rutier în zona aceasta. Ce mai este de făcut mai mult decât atât, anul în afară de cele două strate? Mai mult decât atât, s-au făcut și sensul giratorul provizoriu de la intersecția Poiana Brașov, Râșnov și Zărnești, un sens giratoriu așteptat de toți locuitorii județului nostru de peste 7 ani de zile. S-a luat decizia să se facă provizoriu pentru a putea descongestiona traficul, pentru că acolo au fost foarte multe accidente rutiere. Mai mult decât atât, pe acest sector s-au făcut aproximativ 4500 de metri liniari de rigole, accese la locuințe. În acest moment nu se mai lucrează la partea carosabilă, urmând ca pe parcursul iernii, în funcție de condițiile meteo, să se mai continue lucrările la rigole și șanțuri, lucrări care vor fi în afara părții carosabile, iar de la anul din primăvară vor continua lucrările de așternere a celor două straturi și, bineînțeles, lucrările până la limită de județ și mai mult, pentru că acest proiect este un proiect care ține de la Cristian până la Pitești, unde pe zona de partea de Argeș lucrările au avansat mult mai bine. Acum să spunem că suntem oarecum egal din punct de vedere al lucrărilor și pe Brașov și pe Argeș, urmând să se mai facă lucrări pe zona Moeciu-Fundata. Din păcate, sau mă rog, din fericire, pe Moeciu sunt suspendate lucrările pe o porțiune de 4,5 km, pentru că acolo este un proiect de pe fonduri europene pentru primăria Moeciu de apă canal și atunci lucrările sunt sistate acolo până în luna a 6-a anului 2020, adică anul viitor. Urmând ca după ce se vor finaliza lucrările de apă canal să putem intra și noi să se facă reabilitarea. Deci cu acest tronson, care este progresul în acest moment? La momentul acesta, având în vedere că anul acesta s-a mai emis încă o autorizație de construire care undeva la 20 și ceva de kilometri, la momentul acesta progresul fizic este undeva la 45%. Vorbesc de tot proiectul ce ține pe ambele județe. La nivelul plăților, suntem la zi cu toate plățile. Zilele trecute aceștia au adus o situație de lucrări aferentă lunii trecute, urmând a fi verificată de colegii noștri, iar mai apoi trimisă către companie spre aprobarea finală și pentru a fi decontată. Constructorul, cum v-am spus, s-a mobilizat exemplar, s-a demonstrat că se poate dacă se vrea, împreună cu colegii noștri de la DRDP care fac consultanța pe acest proiect. S-a văzut schimbarea de management din cadrul firmei ASVI, pentru că pe acest proiect din luna august a venit un alt proiect manager și s-a văzut o dorință de a se rezolva lucrurile și, bineînțeles, și din partea colegilor de la DRDP s-a văzut o altă abordare. Și aici aș vrea să vă spun doar că pe sectorul Râșnov-Bran, care a fost cel mai urât sector pentru că s-au făcut acele casete și s-au creat acele ambuteaje infinite,
De anul trecut, de la începutul anului trecut până în luna august, s-au făcut aproximativ 35% din aceste casete, iar din luna august până azi, până ieri, s-au făcut 65%. Adică vorbim de un progres zilnic și de o mobilizare de 10 ori mai mare în ultimile, din august până acum, față de ce a fost până acum. Este un exemplu de bună practică, este un exemplu că dacă se vrea și există colaborare între prestator, beneficiar și celelalte instituții, aici mă refer și la Electrica și la Inspectoratul Județean de Poliție și la noi, se poate să se pot realiza lucruri. Pentru că este un proiect dorit de toată lumea, nimeni n-a mai crezut vreodată că acest drum va fi finalizat și chiar o spunem cu bucurie, chiar dacă, nu ca și laudă, pentru că acest proiect trebuia să fie gata de mult și atunci ne puteam lăuda, acum venim doar și informăm, dar este încă o dată o mare bucurie, mai ales că vine sezonul, a venit sezonul rece, vin sărbătorile, știm cu toții că cotele de trafic vor crește foarte mult în această perioadă, pentru că turiștii vin în această zonă. Îi așteptăm cu brațele deschise. Este primul an în care informăm că nu mai sunt casete, nu mai sunt restricții de